Dar ți-am zis, impactul care îl pregătește e prima literă din prenume. Și dacă ai și numele de familie complet, deja ți-ai dat seama ce găsești în persoana respectivă. Numele de familie mai spune și el ceva, vine și el cu niște completări. Vine cu niște completări, dar vine totodată să ne arate forța genetică, de unde moștenim, ce moștenim, de la cine moștenim. Ne arată și karma cumva. Nu neapărat karma. Karma e o altă combinație care se îmbrlică mai rău acolo. Am înțeles. Deci moștenirea neamului. Moștenirea din partea tatălui. Că dacă vrei să vezi genetic și din partea mamei, analizezi și numele mamei. Și atunci vezi ce combinație au ieșit. Înțelegi? Ereditatea, că îmi scăpa numele. Putem stabili cumva și o compatibilitate între prenume? Între parteneri, să spunem? Compatibilitățile ar fi ideale ca să fie un număr par cu un număr impar. Pentru că atunci ai plus și minus. Și lucrează fantastic. Dar asta nu e bătut în cuie. Nu e bătut în cuie pentru că o mare greșeală care face nou val de numerologi zice că facem compatibilitatea după ziua de naștere. Pardon? Ce treabă are compatibilitate după zi de naștere? E cel mai important lucru din viața unui om. Da? Acolo. Și n-ai cum să-l faci compatibil unul care e născut pe 4 cu unul care e născut pe 2. Cu toate că zici ăsta e 2 cifră. Da? Pentru că îți dă un 2 cu un 4. 6. 4 ăla muncește greu ca să obțină bani, să aibă forța bogăției, înțelegi? Ăla la altul, 2-ul e cel mai defetist, cel mai... îi place luxul, dar nu-i place munca. Și atunci cum să fie compatibil ăsta care muncește din greu cu trântorul ăla? Bine, cu toate că există în general, dar compatibilitate de conjunctură. De conjunctură de a avea... Evident, poziție. În numerologie se fac foarte multe calcule, plecând de la data nașterii, plecând de la nume, prenume și așa mai departe, și o să le dezvoltăm poate în timp dacă veți mai veni la noi și cu siguranță vă mai așteptăm cu mare drag. Cel de acasă. Așa este. Ca o concluzie, ce spune de fapt prenumele despre noi? Ce spune? Temperament? Îți dă 3 valori așa. Sau 4 și te-a caracterizat. Dacă vrei să fii într-adevăr un om cu un prenume de forță, alege. Dar eu nu sunt de acord cu cei care vin cu niște nume abracadabrante, care nu știu dacă e pisică, e cățel, e merg, e proască țestoasă. Iertați-mă, fraților. Puneți un nume care îl avem noi, Neauș, românesc, care are încărcătură, o vibrație bună, numele unui sfânt, da? Și puneți câte vreți voi prenume. Dar vedeți că cu cât va... jucați cu numele, cu atât aveți surprize neplăcute. Nu cu răutate. Vă mai întreb ceva foarte scurt. Numele ne influențează destinul? Numele n-are cum să-ți influențeze destinul, că destinul este ziua, luna și anul adunate. Dar numele îți amplifică, are mare legătură cu forța de vibrație a numelui total. Îl pune în evidență. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Da, vă așteptăm cu mare drag să reveniți, să discutăm și despre alte subiecte. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de noi. Sunt Ana Bulăceanu și vă aștept și duminica viitoare la Lumea Nevăzută. Să aveți o săptămână excelentă. Rămâneți pe Antena Stars.